Salutare, mă reîntorc, de data aceasta m-am gândit să joc Zero Sun Before Fixed Encounter, în modul survival, care este foarte nebunesc. Nici n-ai timp să te miști, să te gândești că deja te-a luat cu luta. Și trebuie să omorâm monștrii ăștia, scheleți, și avem toate aici. E foarte fain jocul acesta. Nu am de mai mult timp și m-am gândit să încep o serie și cu el. Așa. În modul ăsta nasol că ăștia deja omoară ceilalți playeri, monștrii. Am preferat joc mult puteri ca să spăgăzi eu și eu mai mult. Știți? Că na. Ia să-mi scapă. Nici nu știu cum unde vin, măcar. Am omorât și eu ceva, în sfârșit. Ua, ne luptăm cu urmare. Player e foarte ușor, dacă eram singur era greu tare. Am încercat joc singur, dar nu mere. Mori, mori, mori! Cred că în următorul episod o să fac niște Daisy, că n-am mai făcut de mult timp. Ce ziceți? Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți Daisy pentru următorul clip. Îmi place modul ăsta survival. Și merge rău pe mine. Iar unde asta mare. Auci, 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 auci. Una din armele mele preferate. Ia să vedem. E foarte sângeros jocul. Și fain, înțeles. Desmembrăm pe ăștia să moară. Nu s-ar trebui știi ce. Aha. Dacă o putur ca și el. Ia. Au ce, 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 schelet, schelet. Da. Ia fura capul. Îl arunc. Și goș. Wow, wow. Oleu, să nu mor, să nu mor, să nu mor. Da, e luptă haotică aici. Nu se mai înțelege nimic. Și-a murit. Dar nu-i bai. Vedeți elicopter cu tentacule? Dacă am murit, am mult de așteptat. Așa că voi face un match să văd cât rezist. Acum vreau să menționez că joc singur. N-o să mă ajute nimeni. O să fiu singur, singur el. Să mă găbesc. Doamne ajută. A început lupta. E, acum chiar că e greu. Pentru că nu mai are cine să mai ajute. Da, gata, ne-a rupt capul.
să cer apă. Super jocul ăsta, nu mă satur de el. Am urât grăsanul ăla. Un robot de la Marsa. Foarte șmecher. Sper să-mi ia de zi stand-ul ăla cât mai curând. Dar secretul ca să-mi ia trebuie o reducere la el. Aha, am luat niște pele pentru turn, bile, trebuie turnul. Și împușcăm, și împușcăm cum nu mai putem. Doamne, e distractiv tare jocul ăsta. Aștia sunt periculoși care explodează. De fapt, toți sunt periculoși, dar ăștia sunt mai altfel, nu știu. Stai să vedeți ce pot să încerc să fac cu chestii. Tunul! Acum să vedem mai cine e cel mai tare. Ale periculos, s-ar putea să mor. Mamă! Și-a murit. Nu-i bai, ne dă iar. Am auzit de undeva că o să apare și Sirasam 4, care să fie foarte fain, zic eu. Am văzut doar pe ANG un site, dacă nu înșel. Da, e ING-ul ăla. Sau IGN. Nu mai știu sigur. Dar un site-ul de jocuri, sigur, nu de altele. Și pare fi interesant. Și a început lupta! Yeah! Repede, 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 repede! Luăm traliera! Că la cioce, nu glumă! Asta mare, aoleu, aoleu. O gras, mai. Hai pe aici, pe aici. Distruge rachetele. Păi nu chestia asta. Dar nu cine e cu rachete, că doar putem. Aia e cel mai important, că putem. Ne-am reîncărcat cu viață. Ah, că fiind aia care explodează. Ah, te-a rupt capul, iarăși. Am pus bombe. Mâncați bombe, mâncați, mâncați. Dracu. Am luat unul. Mamă, frate! Am un pic de pauză, nu există. Am făcut alegere bună că m-am gândit să fac un clip cu Serious Slam Before Fast Encounter. Dar important că l-am făcut. Și am murit, dar nu-i bai. Cred că o să schimb harta acum.
Ca să nu ne plictisim de ea. Da, schimbam. Da, nu-i bai că nu durează deloc, deloc mult. Vila, nu, Medina. Asta e fain, deserted. Cel ce mie îmi place. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să continui seria asta cu seria asta. Ne echipăm bine. Grafica acestui joc este mai mult decât super. Nu pot să descriu în cuvinte. Ne uităm cu scorpionii acum. Când eram mic, jucam primul Sirasam. Bineînțeles, nu ca acesta. Unul mai vechi așa. Și era preferat meu. Și acolo aș mai juca, acolo aș mai avea. Să-l omorâm. Destul de greu de jucat pe harta asta. Sunt mulți de ăștia mari. Am trecut prin el, ați văzut? Ai, mor, așa, frate. Aoleu, iar vin de aia urâți. De aia care-i bugui. Sipă. Dau toți-l. Vă, aoleu, dar ce aici? Toți vin la mine, vor să-i omor, dar... Mai dați-mi și mie o pauză. Holy shit, what the fuck? Să moară. Am murit. Acum un pic de heal mai ar trebui. Adică viață. Oana, frate. Distrug pereții ăștia. Deci... Am murit. E bai, mai facem două runde. Da. Așa. Ne echipăm iarăși. Asta e una din cel mai bune microlieri sau cui sau cum vreți să le ziceți. Să vă arăt o chestie faină. Dacă merge parte în deșert, s-ar putea să mor. Dacă vă arăt chestia asta. Vedeți cu tremurul pământul. Și am mâncat vierme de nisip. Este un vierme uriaș de nisip. Cu asta vreau să vă arăt de aia. M-a riscat. Dar nu-i bai. Deci e super jocul. Nota 10 din 10. După mine. Eu de obicei prefer jocurile open world, dar când dau un joc acesta, chiar dacă nu e open world, e super, nu mă pot abține să nu-l joc, vă dați seama. Poți distruge palmiere? Fain. Da, cu strice la treburi serioase, ca și cum ar... ca... Noroc de pereții ăștia, că... Cum tragi cu o rachetă, cum se strică? Hai, mori, tu să gâtă mobil. Gata. He's dead. Arma asta e foarte bună. Așa. Devastator, așa se numește. Un paradox. Să zic așa. Că devastează totul. Dacă-ți chipul ăla, aleu.
Au, fugi, fugi, fugi. Din momentul ăsta e greu. Au, se trage mine și nu-mi place deloc chestia asta. Gata, m-am enervat. Deși știu că o să mor, mă duc cu Barosul la ei. O să-mi zică Gică Barosul. Da, știam că o să mor. Știam că o să mor, dar eu tot m-am dus. Schimb iar harta. Nu vreau să joc aceeași hartă mult timp. Uite pe asta joc, ca să pot juca cu Barosul, să am ce să mor cu el. Aș fi rămas pe multiplayer, dar dacă mă moartă să aștept 10 ani și mă enervez. N-am Barosul, surpriză. I-am scos inima. Uite, zdăluiesc inima mea. Pistolașul îmi fac treaba. Scot inimi la băieți. Îmi place să scot inimi. Scot inimi frânte. Aoleu, iar minti pe aia. Am uitat o rachetă. Wow, aoleu, văd de capul meu. Fugi, fugi, fugi! I-a luat un picior în gură, deși n-avea cap, nu știu cum vine asta. Dar mai avem un pic de viață. Sper să aici explozii mare fac acum. Fugi, 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 fugi! Aha! Ai văzut? De-aia să mă învârt în cerc, în pătratul ăsta sau ce-o fi. Nu-mi pasă ce-i, vreau doar să-i omor cu tipii ăștia. Am luat shotgun-ul. Mamă, cu 11 la viață, încă mai rezist. Acum la Barosul! Acum știi că Barosul. A, nu muri, nu muri! Scuzați, dar nu pot să eu mă arpitez cu Barosul. Că nu mai am viață, nu de-al... A! Jocule, jocule, dă-mi un pic de viață! Și a murit. Haide să mai fac o rundă, ultima rundă. Tot pe harta asta. Asta e ultima rundă, așa că uitați-vă bine la ea. O să... fiu ca un erou care o să moare, bineînțeles. Că eu mor întotdeauna, nu de alta. Hai încoace, hai încoace. Îmi place să scot inima la început. Uitați-mi cum ai bate și după aia se oprește. Dar dă-o dreacu de inimă. Inimă frântă, nu-mi trebuie inimă frânte, mi scârbă. Cât sânge și totuși nu-mi e rău. Sună clopot la biserică și vin ăștia tipii care explodează. Mare boom. Și din păcate mâine începe școala. Cea mai râte parte din zi, din viață, cum vrei să o luați. Aș prefera să stau acasă să mă joc, să fac clipuri sau să fac orice altceva decât să merg la școală. Cred că toți
cred că ăștia care se uită la clipul meu au aceeași părere despre școală cum am eu. Sunt aproape 100% sigur. Nu cunosc că pe cineva care se plată școala. Dar fine, să nu vă mai plictisesc cu hard-uri din astea, stai cel mai său. Deci eu mă cu tipii ăștia. Atât de întreg. Un picior în piept și trag și trag. Da, mă, mori. Nu moare. Să luăm și organul. E, acum am mai mult la viață. Na, mă, băieții. Hai, băieții. Hai, hai, băieții. Hai, hai. Aaa, m-a lovit. Eu mor și tot aparnilor și... Acolo am Barosu, iar se îngică Barosu. Cât sânge! Da, cu Barosu în cap și... Da, aleu! A sunat clopotul, deci de rău că apar scheleții. Băi, de capul meu, a murit. Păi și după cum am zis, asta a fost prima rundă. Sper că v-a plăcut acest episod din Stereo Sam. Voi mai face și în viitor, sigur. Sper că următorul clip fiind de zi. Mă mai gândesc. Dați like și subscribe. Și na, mai vorbim. La revedere.